Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, Mistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și tăsălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată finăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Păi câți munți cunoașteți dumneavoastră? Eu știu trei munți. Unul este muntele Sinai, pe care a venit Dumnezeu Tatăl. Un alt munte este muntele Tabor, pe care Iisus Hristos, Dumnezeu și Mântuitorul nostru, s-a schimbat la față. Și al treilea munte este muntele Atos, muntele Dumnezeu Duhului Sfânt, care mai este numit și grădina Maicii Domnului. Iacă-te, iubiții mei, acestea sunt munții pe care a venit Dumnezeu. Și ceilalți sunt munți, dar sunt doar pietraie. Și citeam undeva că atunci când a aflat natura că o să vină Dumnezeu și o să dea poruncile lui Moise, tablele legii, atunci munții s-au îmbodobit cu verdeață, cu flori, cu frumuseți care mai de care. Dar muntele Sinai, gol și sterp, n-avea nici măcar un fir de iarbă. Și iată că Dumnezeu a binevoit să vină pe muntele Sinai. Deci, ce putem înțelege din aceasta? Că Dumnezeu iubește smerenia. Smerenia, 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 fără de care nu putem să ne mântuim. Fără de care Dumnezeu nu primește sufletele noastre. Din mândrie pornesc toate celelalte patimi. Ea este rătăcina. Mândria, egoismul. Doamne Atotțiitorule Părinte, Fiule Veșnic și Duhule Sfinte, Treime de trei ori Sfântă, călăuzește-ne pașii în marea vieții cea învolburată. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste clipe de mare binecuvântare. Este fericire în suflet, este lumină, este pace, este bucurie de nedescris. Amin și aliluia.